Bună seara, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Tragedie într-o familie din Iedineț. Un bărbat a decedat după ce a fost lovit de o mașină. Acesta stătea pe un scaun în fața porții. Avem detalii la știri. 9 persoane au fost admise pentru proba de interviu la concursul pentru selectarea candidaților la funcția de avocat al poporului. Printre candidați se regăsesc și nume notorii. Cine sunt aceștia, vă spunem imediat. Discuții pe tonuri înalte aseară la emisiunea Întreabă Ghețu. Un director ANRE îl va acționa în judecată pe expertul economic de acest la Vioniță. Cel a înfuriat pe funcționar, aflați la știri. A doua zi de alegeri parlamentare în Federația Rusă. Scrutinul are loc 3 zile, mâine fiind ultima zi. Cetățenii ruși care locuiesc la Chișinău sunt așteptați la vot doar mâine. Accident cu final tragic în satul de Rebna, raionul Edeneț. Un bărbat a fost strivit de o mașină chiar în fața instituției unde activa ca paznic. Tragedia s-a întâmplat astăzi în jurul orei 12. Potrivit poliției, bărbatul se afla pe scaun lângă gardul organizației când, la un moment dat, mașina condusă de un tânăr de 21 de ani a derapat și l-a lovit din plin. În urma traumelor primite, victima a decedat până la venirea ambulanței. În automobil se mai afla și o fată de 19 ani care a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Raional din Edeneț. Testul alcoolemiei arăta că șoferul nu consumase alcool. Poliția nu a stabilit deocamdată din ce cauză acesta a pierdut controlul asupra volanului. Tânărul va fi cercetat penal în stare de libertate. 9 persoane luptă pentru a ocupa funcția de avocat al poporului. Candidaturile au fost selectate și admise pentru următoarea probă, cea a interviului. Lista a fost publicată de Comisia Parlamentară Specială privind selectarea candidaților. Printre candidați regăsesc nume cunoscute opiniei publice. Este vorba de pildă de expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț, fostul președinte al Curții Constituționale Dumitru Pulbere, dar și actual avocat a poporului Maia Bănărescu, care a preluat între timp interimatul. Funcția de avocat al poporului a devenit vacantă după ce Mihail Cotorobai a încetat din viață. La începutul lunii februarie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotărârea privind încetarea mandatului înainte de termen și a declarat vacantă funcția. Reparație cu năbădăi într-o curte din capitală. Câteva familii se plâng că au de suferit din cauza că din blocul vecin, unde au loc reparații, cade pietriș și mortar. Și câteva mașini ce stăteau parcate în preajmă au fost distruse ușor. A fost sesizată în acest caz poliția. Oamenii mai cred că lucrările de construcție nici măcar nu au fost autorizate. De partea cealaltă, proprietarul spațiilor aflate în reparație susține că deține toate documentele necesare. De 3 luni, viața unor familii care locuiesc pe strada Mitropolit Dosofte din capitală s-a transformat într-un coșmar. S-a întâmplat după ce în blocul nefinisat de alături ridicat cu mulți ani în urmă au început să fie efectuate lucrări de reparație. Cineva a procurat etajele superioare, iar munca este întoi de atunci. Oamenii sunt deranjați nu doar de zgomotul infernal, dar și de faptul că de sus cade pietriș, dar și asfalt moale. Murdăria se oprește pe case și pe mașini. Săptămâna trecută, 2 automobile parcate în curte au fost ușor avariate după ce pe ele au ajuns resturi de la reparație. Șoferii au sesizat poliția în încercarea de a-și recupera pagubele. Uite ce miam! Ia uite ce plin cu ciment! Dar ce mai trebuie frumos? Ia ta zărul ușa și este afectat de lucrările de reparație și Călin Pripa. Bărbatul ne-a spus că blocul cu 5 etaje a stat abandonat ani buni. Din cauza lor curge pereții la noi. Fac niște construcții, adică fără piloane, fără nimic.
cu un domn de 70 de ani și unul de 40 care cred că n-au nici o idee de construcție. Unele lor merg mai departe, material de construcție cad peste mașini. La vecinul domnului Ion Lazarenco a căzut, i-au stricat mașina. Peste mașina mea același lucru. Ieri și alaltă ieri au fost niște probleme că cădea cimentul de sus, chiar peste drum, adică a fost cineva acolo. Călin mai spune că lucrările făcute de muncitori ar fi neautorizate. Oamenii s-au adresat de nenumărate ori la primărie, dar deocamdată fără un rezultat. Nimeni de la Pretura Centru nu ne-a răspuns astăzi la telefon pentru a ne spune dacă noii proprietari au primit actele necesare ca să desfășoare lucrările de reparație. Poliția spune că nu e competența lor, primăria spune că va lua anumite acțiuni, dar până când stăm pe loc. În replică, proprietarul etajelor în care au loc lucrări de reparație susține pentru TV8 că are toate actele în regulă, iar pretențiile vecinilor săi sunt exagerate. Oamenii ăștia, orice construcție în oraș care se face, le trezește nedumeriți și oamenii sunt agitați. Niște meșteri au admis o eroare, n-au păcatul ăsta, nu l-au prins bine și au curs vreo jumătate de căldare de beton de ăsta moale. Ce acte aveți pentru lucrări? Avem, vreau să zic, decizia primăriei, avem, vreau zic, toate actele și plasarea și ce mai trebuie. Bărbatul a mai promis că șantierul va fi în curând înconjurat cu o plasă specială pentru ca să securizeze zona și să prevină noi incidente. Acuzații și amenințări cu judecata au răsunat aseară la emisiunea Întreabă Ghețu de la TV8, după ce expertul economic Veaceslav Ioniță a declarat că toată conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică trebuie demisă în corpore. Unul dintre directorii agenției a intervenit în discuție și l-a anunțat că îl va da în judecată. Schimbul de replici a fost determinat de activitatea agenției în contextul majorării continue a prețurilor la carburanți. În 2009, vechea conducere a ANRE-ului a fost demisă în corpore într-o zi. S-a găsit o soluție legală și au plecat unde trebuiau să plece. Exact așa cum aceștia trebuie demisă în corpore. De partea cealaltă, unul dintre directorii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Violina Șpac, a declarat în emisie directă la Întreabă Ghețu că s-au început atacurile, inclusiv la persoană, precum că cei din conducerea instituției ar face jocuri murdare și acte de corupție. În acest context, ea l-a anunțat pe Ioniță că îl va acționa în judecată. Public vă anunț că o să vă acționez eu personal în judecată pentru defăimare și pentru atac la persoană. Atunci când veniți cu acuzații grave de genul că petroliștii ne-au scris legea și noi am promovat-o în Parlament, să știți că venind cu acuzații fără probe, riscați să aveți un dosar în judecată și să plătiți și prejudicii pentru asta. Nu știu dacă domnul Ioniță ne-a auzit. Domnul Ioniță... Doamna Ghețu. Da. Când aud atac la persoană, eu habar n-am cine e doamna asta, cu tot respectul. Potrivit Violinei Șpac, la această etapă, agenția are acum cea mai bună și transparentă metodă de formare a prețurilor la carburanți, iar tendințele arată că produsele PECO încep ușor să se ieftinească. Avem un trend de diminuare. Trei bănuți! Este nevoie de un pic de răbdare. Deci noi avem abia nici jumătate de lună de aplicare acestei legi. Potrivit ultimelor tarife plafon elaborate de ANRE ieri, un litru de benzină 95 va putea fi vândut cu cel mult 20 de lei și 95 de bani, ceea ce înseamnă o scădere cu 0,14%. Acest lucru este o primă ieftinire după 11 zile de majorare continuă a tarifelor. Motorina costă 16 lei și 82 de bani litrul. A făcut turul Europei pe bicicletă și a reușit să viziteze 30 de țări. Inițial, a planificat o călătorie de 10 zile, care însă a durat mai bine de un an. Ceva se întâmplă când ceva încă ești fantastic și tu vezi ceva frumos, știi? Asta mi se pare fantastic. Despre cine este vorba și care au fost momentele care l-au marcat pe ciclistul moldovean, vă spunem imediat la știri. Rămâneți cu noi! Ceva se întâmplă când...
Iar noi continuăm cu alte știri săptămâna viitoare. Maia Sandu va pleca în Statele Unite pentru a participa la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Vizita oficială va dura 2 zile. Miercuri, președinta țării va susține în plenul adunării un discurs. De asemenea, la New York, șefa statului va avea mai multe întrevederi bilaterale, se spune într-un comunicat de presă al președinției. Peste 100 de șefi de stat și de guvern, printre care Joe Biden, Recep Erdogan sau Boris Johnson, și-au anunțat dorința de a participa personal la adunarea generală. Anul trecut, sesiunea anuală a adunării s-a desfășurat online. Primăria de la New York a cerut delegaților să prezinte dovada vaccinării, fapt ce a provocat o reacție furioasă din partea Moscovei. Nu doar capitala se poate lăuda cu o rată de vaccinare a profesorilor ce depășește 95%. În Făleș, de pildă, sunt școli cu o situație și mai bună la acest capitol. Profesorii care au acceptat imunizarea spun că o fac în primul rând pentru binele familiei și a celor din jur, dar și pentru că își doresc să lucreze cu prezență fizică la ore. Potrivit unor date acumulate de sindicaliști, dar care nu sunt sistematizate, cea mai slabă rată de imunizare este în raioanele din regiunea autonomă Găgăuzie. Reticență, de asemenea, la vaccinare anticovid se mai testă și în unele sate din raioanele Hâncești sau Glodeni. La liceul teoretic Ion Creangă din orașul Fălești, rata de vaccinare printre profesori se apropie de 97%. Aflăm acest detaliu de la directoarea Instituției de Educație, Alona Lungu, care a trecut împreună cu familia prin COVID și vrea să evite în măsura în care este posibil o nouă infectare. Din 100% de cadre angajate, avem doar 2 cadre didactice care nu sunt vaccinate la moment, dar au certificatul care confirmă că au avut COVID cu 3 luni în urmă și au prezentat testul anticorp. În rest, toate cadrele auxiliare sunt vaccinate și mai avem un singur cadru didactic care are interdicție de la medic. Profesorul care a invocat contraindicații urmează să prezinte din bani proprii testul negativ la COVID din 2 în 2 săptămâni. Ne mai spune directoarea, instituția nu dispune de surse suficiente pentru a-i asigura cu teste pe profesori, iar din partea statului nu primesc ajutor pentru că sunt la autogestiune. De fiecare dată la 2 săptămâni este obligat să prezinte testul din moment în care dorește să activeze în continuare. Diana Cervaniu, care predă copiilor limba engleză, a fost printre primele cadre didactice care s-a vaccinat. A făcut-o pentru binele și siguranța familiei sale. Eu am fost cea care a venit cu inițiativa și în familie și aici am fost printre primii care s-au vaccinat. Că m-am gândit în primul rând că am părinți în vârstă acasă, copii și nu am vrut să-i pun în pericol. A fost din inițiativa mea proprie, singur am dorit ca să mă vaccinez. Este o boală destul de gravă, cred că ar fi bine ca să ne imunizăm cu toți împreună. Se laudă cu o rată de vaccinare de aproape 100% și colectivul de profesori din gimnaziul din satul Egorovka. Profesorii spun că vor să facă lecții cu prezență fizică, iar imunitatea colectivă este deocamdată singura soluție în lupta cu pandemia. Nu ni s-a spus direct că trebuie să fim vaccinați, dar s-a hotărât colectiv împreună ca să fim protejați, să putem lucra mai departe și ca să putem fi zilnic la școală. Directoarea gimnaziului, care este frecventat de copii din 4 sate din vecinătate, se mândrește că profesorii din instituție au conștientizat pericolul și s-au vaccinat. Количество учителей вакцинированных почти 100%. Один учитель программат есть, то есть запрограммирован в дальнейшем и будет делать вакцину в скором будущем. Все остальные работники вакцинированы, учителя, то есть и работники гимназии. Вакцинирование было добровольное, но мы все понимали, в какой ситуации находимся и к чему может привести. Acum aproape o lună, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca profesorii care nu vor dori să se vaccineze să se testeze la coronavirus o dată la 2 săptămâni din bani proprii. Acest lucru însă a nemulțumit o parte dintre reprezentanții sistemului educațional, care amenințau cel puțin pe rețele sociale că își vor da demisia. Au urmat discuții între autoritățile centrale și sindicaliștii din domeniul educației, care insistau ca testarea să fie făcută pe banii statului. Un punct final la aceste discuții încă nu a fost pus. Mai nu suntem contra imunizării colective, mai dimpotrivă promovăm și noi toate căile, dar avem 2 poziții la care suntem categoric în dezacord cu guvernul. Prima poziție că
vaccinarea să fie forțată, adică într-o tot să fie impus, chiar dacă nu se declară, dar se face locul ăsta, inclusiv prin diferite structuri de control. Și adică noi spunem că locul ăsta nu trebuie să fie convingere, nu trebuie constrângere. Și a doilea moment e achitarea din cont salariaților a testelor, ceea ce este absolut ilegal. Cel puțin în municipiul Chișinău, cadrele didactice beneficiază de teste pe care le-au procurat autoritățile locale sau le-au donat unii agenți economici. Datele, care erau disponibile la începutul acestei săptămâni, arătau că în capitală și în suburbii rata de imunizare este de 95%, cu cel puțin o doză de vaccin. Cea mai slabă rată de imunizare este în raioanele din regiunea autonomă Găgăuzia. Reticențe la vaccinare anticovid se mai atestă și în unele sate din raioanele Hâncești și Glodeni. Alegerile parlamentare în Federația Rusă sunt în toi. Cetățenii ruși își aleg deputații în Duma de Stat în cea de-a 8-a legislatură. La acest scrutin sunt aleși reprezentanți ai 39 de parlamente regionale și locale, dar și șefi din 9 regiuni. Alegerile au loc 3 zile, mâine fiind ultima zi. Observatorii independenți de la organizația Golos au sesizat chiar din prima zi circa 2000 de încălcări procedurale, cele mai multe țin de fotografierea sau filmarea buletinului, ceea ce de regulă este o dovadă că alegătorii ar primi bani pentru votul lor. A doua zi a alegerilor parlamentare în Rusia, până duminică 19 septembrie, cetățenii vor trebui să aleagă noua componență a Dumei de Stat. Camera inferioară a Parlamentului este aleasă pentru 5 ani printr-un sistem electoral mix, 225 de deputați conform listelor de partid, alți 225 în circumscripții uninominale într-un singur tur, precum și mai multe noi administrații regionale și municipale. Președintele rus Vladimir Putin a votat vineri în prima zi a alegerilor online. Acesta se află în carantină după ce mai mulți dintre colaboratorii săi apropiați s-au infectat cu COVID-19. În imagini, Vladimir Putin apare tastând la calculatorul din biroul său la reședința prezidențială din Novo-Gorevo. În mod tradițional, președintele rus votează la colegiul electoral din sediul Academiei de Științe din Moscova. Presa rusă scrie că din scrutin au fost excluși numeroși opozanți ai Kremlinului, iar companiile digitale au fost presate să blocheze aplicațiile folosite de susținătorul lui Alexei Navalny. În prima zi de vot, observatorii independenți de la organizația Golos au înregistrat circa 2000 de încălcări procedurale, cele mai multe implicând fotografii și înregistrări video, de obicei o dovadă că votul a fost cumpărat. Iar corespondentul unui cotidian britanic a distribuit pe Twitter imagini în care un individ intră într-o secție de votare, iar femeia din comisia electorală pare să îi înmâneze mai multe buletine de vot. Iar la o altă secție de vot din Sankt Petersburg, polițiștii au depistat în geanta unei femei mai multe buletine de vot falsificate. De asemenea, au existat sesizări că unele persoane au votat de mai multe ori, precum și 10 de incidente de vot ilegal. Un moment hazliu a întrerupt pentru puțin timp procesul de vot la o secție din Moscova, asta după ce un ienot a intrat în sală. Кстати, 225 din 450 de deputați care candidează pentru un loc în Duma de Stat, Camera Inferioară a Legislativului Federației Ruse, vor fi aleși în baza listelor de partid, iar restul prin vot unanim. Potrivit presei străine, scrutinul electoral la care sunt așteptați să participe peste 100 de milioane de cetățeni, este considerat foarte important pentru că este pentru prima dată când opoziția are șansa să pună probleme serioase partidului președintelui Vladimir Putin. Rusia Unită, chiar dacă acesta din urmă pleacă cu prima șansă în a obține majoritatea mandatelor.
Între timp, cetățenii ruși care locuiesc la Chișinău sunt așteptați la vot doar mâine. Cel puțin așa ne-a declarat astăzi un reprezentant al singurei secții de vot deschis în capitală, pentru că nu erau la curent cei care s-au prezentat astăzi au făcut drum întors. Și dacă în dreapta Nistrului autoritățile ruse au deschis doar 3 secții, atunci în regiunea transnistreană sunt 27 de secții în care procesul de vot se desfășoară timp de 3 zile. Deschiderea secțiilor în stânga Nistrului însă a fost criticată de Ministerul de Externe, care susține că partea rusă a acționat într-o manieră ce nu corespunde principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Una dintre secțiile de vot este amplasată în cadrul Centrului Rus de Știință și Cultură, însă aceasta își va deschide ușile doar mâine. În Republica Moldova, potrivit responsabililor de aici, procesul de votare se va desfășura o singură zi, duminica. Cât timp am stat aici, am văzut alegători care trebuiau să facă calea întoarsă din motiv că nu știau despre această decizie. Alegătorii care au făcut calea întoarsă nu au vrut să discute cu echipa TV8. În afara camerei, aceștia au declarat că se vor prezenta și mâine ca să-și exercite dreptul la vot. Pe lângă această secție, alte două sunt deschise la Comrat și Bălți. În schimb, în stânga Nistrului, Federația Rusă a deschis 27 de secții. Asta chiar dacă Ministerul Afacerilor Externe de la noi a cerut autorităților din Rusia să se abțină de la deschiderea birourilor în localitățile din stânga Nistrului, având în vedere imposibilitatea asigurării condițiilor de securitate necesare pentru desfășurarea scrutinului. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene regretă că, în pofida poziției expuse în mod consecvent de către autoritățile moldovene, partea rusă a acționat de o manieră care nu corespunde principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. În total, pentru alegerile din Federația Rusă au fost deschise 30 de secții de votare pe teritoriul Republicii Moldova, fiind cel mai mare număr de secții deschise într-o țară străină. Livezi super intensive. Pentru unii agricultori o necunoscută, pentru alții o mană cerească, în comparație cu livezile clasice care dau o recoltă calitativă de aproape 55%, în cele moderne roada superioară este de circa 95%, iar fructele culese din astfel de pomi sunt competitive pe piețele din Europa, Asia sau Rusia. Deși pentru a înființa o livadă modernă este nevoie de investiții majore, agricultorii își răscumpără banii din posibilitatea de a exporta pe piețele spre care țintesc. S-au convins de beneficiile unei livezi super intensive mai mulți antreprenori care au participat la un schimb de experiență, admirând o livadă de acest gen din satul Coșnița, raionul Dubăsari. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Agricultură Performantă în Moldova. Livezile tradiționale, încetul cu încetul, încep să devină parte din trecut. Sunt mai puțin profitabile, calitatea fructelor este inferioară și recoltele mici, iar soiurile cultivate nu prea sunt solicitate pe piețele internaționale. De aceea, tot mai mulți agricultori optează pentru înființarea livezilor super intensive, care dau o roadă semnificativ mai mare per hectar, iar fructele calitative constituie peste 90% din recoltă și sunt preponderent exportate peste hotare. Eugen Gudumac, doctor în agricultură, este convins că livezele prezentului, dar mai ales ale viitorului, sunt doar cele de tip superintensiv. Livezele superintensive, dorim sau nu dorim, deci ele ori lua locul la livezele clasice, chiar dacă în unele cazuri, adică alții încă nu se gândesc la ele, dar foarte mulți de ei, de producători în zona de nord, adică schimbă plantațiile în ceva mai modern. Dacă vorbim despre o livadă superintensivă, e trebuie să fie obligatoriu înzestrate cu un portaltoi pitic, cum am spus, cu un material săditor sau un soi calitativ care este cerut pe piață, înzestrate cu irigare prin picurare, care este obligatoriu, sistemul suport sau șpaliera care suntem de prins și este dorit să fie acoperită cu plasă antigrindină. Pentru așa tipuri de livezi, agricultorii folosesc material săditor de calitate superioară, care, în unele cazuri, oferă roadă cu fructe cu aspect comercial chiar din primul an de la plantare. Toate fructele sunt una ca una, atât la formă cât și la mărime sau culoare, și calitatea lor este una superioară. Cu roada culeasă, din astfel de livezi nu sunt probleme nici la export, indiferent de piața de desfacere spre care țintesc agricultorii. Livezi de genul ăsta cer o investiție mai înaltă decât livezile clasice, dar se răscumpără foarte rapid.
Deci este o investiție care se răscumpără începând cu anul 2, adică obținem deja fructe care ne întoarce deja cheltuielile care le-am făcut în anul 3 mai mult, în anul 4, deci aproximativ s-a răscumpărat plantația. Deci cu așa fructe care noi le obținem aici, practic nu există probleme la export. S-au convins de beneficiile unei live superintensive mai mulți antreprenori care au participat la un schimb de experiență, admirând o livadă de acest gen din satul Coșnița, raionul Dubăsari. Evenimentul este organizat și desfășurat în cadrul proiectului Agricultură Performantă în Moldova, susținut de USAID. Igor Matei, un agricultor începător din raionul Anenii Noi, a fost uimit să descopere beneficiile livezilor superintensive și pe care ar vrea să le aducă și în localitatea sa. Văd o perspectivă mare în instalarea unor anume sistemuri anti-grindină, anti-ploaie și este o agricultură de succes. O să avem o calitate foarte mare și o să putem exporta în Europa. Pentru că nu există sezon în care grindina să nu facă ravagii prin livezele agricultorilor, copacii trebuie protejați, iar astfel fructele nu vor avea de suferit. O soluție modernă care și-a demonstrat eficiența în timp, care reduce din riscurile agricultorilor, este amplasarea plasei antigrindină. Socot că întrebarea cu setca antigrindină la noi în Moldova este o întrebare foarte actuală. Și eu i-aș sfătui pe toți proprietarii livezilor de la Golercani, Ustia, care au livezi de cireșe, de mieri, să-și facă așa chestie, că asta tare mult aduce la ce, că nu antigridina nu o să-i afecteze culturile. În comparație cu livezele clasice, care au recoltă calitativă de cel mult 55%, recolta de calitate superioară din livezele superintensive este de circa 95%, iar fructele pot fi competitive pe piețele din Europa, Asia și Rusia. Înființarea unei astfel de livezi de măr cu plasă antigrindină poate costa circa 45.000 de euro pentru un hectar, pe când o livadă tradițională cere o investiție de circa 3.000 de euro. În schimb, dacă de la o livadă obișnuită poți strânge o recoltă de 35 de tone de hectar abia în anul 6-7, atunci de la una modernă poți culege 50 de tone pe hectar, chiar din anul 4 de la plantare. Fiecare copil are dreptul la o familie în care să se simtă bine și să crească frumos. Este și convingerea unei profesoare din capitală, Ludmila Zaftur, care a decis să devină mamă pentru un băiețel rămas fără îngrijire părintească. Micuțul, orfan de mamă, locuia cu tatăl său, însă în condiții deloc potrivite. După ce s-a angajat ca asistentă parentală profesionistă, femeia a putut să-l ia acasă pe Cătălin. Dacă la început a fost complicat, astăzi, mărturisește ea, zâmbetul și îmbrățișările copilului o încarcă cu energie și încredere că este pe drumul cel bun. Aici eu am un puzzle, de aici am un mapet mare. De 7 luni, Cătălin, un băiețel de 6 ani, s-a ales cu o nouă familie. Mama i-a devenit Ludmila Zaftur. Femeia a hotărât anul trecut, după lungi discuții cu soțul, că își dorește să devină asistentă parentală. Deși cuplul are 2 copii biologici, a decis să mai ia amplasament încă un copil. De 7 luni sunt răsplătiți cu zâmbete, îmbrățișeri și iubire. Asistența parentală și am primit consultații și am decis cu soțul totuși putem să mergem și pe calea asta, să luăm un copilaș, să-l creștem o familie, să-i dăruim familie, să-i dăruim dragoste, afecțiune, ceea ce are nevoie el, ceea ce duce lipsă. Una dintre principalele condiții ale programului, povestește femeia, era ca cel mic să se simtă parte a familiei. Însă asta nu a fost deloc o problemă, dat fiind faptul că între membrii familiei s-a creat încă de la început o conexiune puternică. Este o oră după ce a plecat managerul de caz, s-a urcat în braț și a început să mă întrezească pe față și îmi spui, dar tu vrei să fii mama mea? Pentru mine asta a fost șocant, adică cu toate că știu că nu avem voie să spunem, dar știind povestea lui că el nu are mamă, mama lui a decedat și cu permisiunea managerului de caz, i-am permis să-mi spună mama și el îmi spune mamă, soțul îi spune tată. Deși cei 5.000 de lei pe care îi primește femeia în calitate de asistentă parentală nu sunt suficienți pentru necesitățile micuțului, aceasta spune că nimic nu mai contează atunci când îl vede pe Cătălin vesel. Noi am venit cu 2 perechi de chiloței care erau mici, 2 malete, un maiou și acela era rupt, 1 perechi de blugi care nu era mărimea lui, o scurtă care era de acasă, că așa mi-a spus, el cu asta a venit de acasă. Noi tot, absolut tot am cumpărat.
În luna martie, Cătălina a început să meargă și la grădiniță, iar în timpul liber, pe lângă jocuri, copilul adoră să-și ajute mama în bucătărie. Îi place, mama, învață-mă să tau ceapă, facem plăcinte cu ceapă. M-a ajutat să vopsim ouăle și stână și el. E foarte independent. Eu nu știu, copiii biologici nu prea așa tare să amestecau la bucătărie, dar el să mă ajute. Mama, de-asta cum? Mama, dă-mi pace, te rog frumos. Familiile tuturor asistenților parentali unde ajung copiii sunt monitorizați de autorități care sunt obligate să se asigure că minorii nu înfruntă lipsuri, sunt bine îngrijiți și nu sunt agresați. Datele arată că în Chișinău sunt 34 de asistenți parentali profesioniști care asigură protecția temporară a 36 de copii aflați în situații de risc. Aceștia urmează să se reintegreze în familia biologică sau să fie adoptați. A parcurs peste 23.000 de kilometri și a reușit să viziteze 30 de țări. Este povestea unui ciclist moldovean care a cutreierat Europa pe două roți. Totul a pornit de la o călătorie de 10 zile în România, care însă s-a transformat într-o aventură a vieții ce a durat mai mult de un an. Reîntors acasă, tânărul a povestit despre nopțile dormite sub cerul liber, peripețiile pe care le-a trăit, dar și oamenii buni pe care i-a întâlnit în calea sa. Ștefan Gâncu este din Chișinău, iar acum un an a decis să viziteze România cu bicicleta. A pornit la drum într-o călătorie de 10 zile, dar atras de frumusețile naturii, a decis să meargă și mai departe, așa că a ajuns să viziteze peste 30 de țări din Europa, iar scurta vacanță s-a transformat într-o aventură ce a durat mai bine de un an. Când am ajuns pe litoral, stăteam acolo la Constanța, am avut o revelație. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce s-a întâmplat în mintea mea în acele 10 zile de mers pe bicicletă prin România, cunoscând-o și iubind-o și mai mult. Eram așa, 10 zile din perioada de îndrăgostire cu această țară. Un ghiozdan în spate, câteva fructe în el, un cort împrumutat de la prieteni și mult entuziasm. Cu acest bagaj a pornit Ștefan la drum. Nu aveam echipament, nu aveam nimic, nu știam ce fel de echipament, că nici nu știam că este așa tip de travel. Habar nu aveam, doar am zis că hai să merg pe bicicletă. Abia după ce a decis să continue călătoria și a cumpărat echipamentul necesar, așa a reușit să descopere Europa vizitând peste 600 de localități din 30 de țări, iar experiențele trăite sunt de nedescris. Tânărul povestește că a rămas impresionat de Olanda, singura țară pe care a traversat-o exclusiv pe pista ciclabilă. Totuși, Ștefan povestește că a avut parte și de experiențe mai puțin plăcute. A luptat, de pildă, cu oscilații de temperatură sau cu instabilitatea vremii, iar ceea ce l-a marcat cel mai mult a fost un urs întâlnit în cale în munții din România. Ursulică! Ei, mișcă! Mișcă-te! Voiam să campez în niște câmpuri și la un moment dat vine un căruțaș. Eram foarte obosit eu. Și zice că uite, dacă campez aici, s-ar putea până mâine să nu mai fii. Și eu m-am speriat foarte tare. Și am zis că de ce? El îmi zice că, uite, s-ar putea să te mănânci câinii, șacali sau mistreții. Tânărul povestește că a avut mare noroc de moldovenii din diasporă, care, pe lângă faptul că l-au susținut moral, de multe ori l-au găzduit sau i-au oferit mâncare caldă. Fiind în ospiție, i-am citit ca o carte, fiecare familie în parte, și cumva am venit cu un bagaj de cunoștință și de emoții trăite la ei acasă. Aventura vieții l-a costat aproximativ 5.000 de euro. Când am dus lipsă de bani, am apelat la prieteni, la rude, la public de pe, mă rog, nu public, prieteni de pe Facebook și m-au ajutat. Am primit ajutor și iarăși le am o recunoștință imensă lor, tuturor celor care m-au ajutat. Pentru că dacă nu erau ei, siguranță nu facem așa călătorie. Deși nu ar mai porni într-o astfel de aventură, Ștefan spune că această perioadă i-a schimbat viața la 180 de grade, iar acum este recunoscător tuturor celor care l-au ajutat să ducă la bun sfârșit călătoria sa pe două roți. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după urmează rubrica Business. Pentru o informare rapidă și obiectivă, intrați și pe site-ul tv.md, iar dacă dețineți informații despre care credeți că se pot transforma în știri, ne puteți lăsa mesaje pe rețelele sociale ale TV8. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!